Viteza exagerată rămâne în continuare principala cauza a producerii accidentelor rutiere cu urmări grave și foarte grave. În încercarea de a-i mai domoli pe vitezomani, polițiștii rutieri din Neamț și-au scos toate radarele pe principalele artere din județ, iar măcar pentru o vreme șoferii inconștienți au fost opriți din drumul către cine știe ce tragedie. În săptămâna 22-28 iunie 2015, polițiștii din cadrul serviciului rutier Neamț au acționat pe linia combaterii excesului de viteză, având în vedere că este principala cauză cauzatoare a accidentelor de circulație. În cadrul activităților desfășurate, polițiștii rutieri au constatat 6 infracțiuni la regimul circulației pe drumurilor publice și au aplicat 804 de sancțiuni contravenționale, fiind reținute 24 de permise pentru încălcarea regimului legal de viteză în localitate. Chiar dacă mania vitezei nu va putea fi stârpită în totalitate, asemenea acțiuni vor continua și în perioada următoare, mai ales că statistic, în sezonul cald, numărul accidentelor datorate vitezei excesive crește.